Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la seria de Sims 4. Nu ne-am mai jucat de foarte mult timp Sims, ăsta este adevărul, pentru abonații noi. Am avut o serie, ca să știți așa, am avut și o serie de Sims 4 acum multă vreme. Parcă atunci când l-am jucat, mi se înfundă nasul, parcă atunci când l-am jucat, nu avea așa multe expansion pack-uri. Între timp s-au lansat foarte multe, însă niciunul nu prea mi-a tras atenția, adică toate au fost, nu prea merită să mă apuc iarăși de joc. Însă ăsta îmi place și am zis să arunc așa o privire peste el. L-am văzut acum 2 săptămâni, parcă nu mai știu într-un anunț, că se lansează și mi-a tras foarte mult atenția pentru că poți să joci la bloc, ceva ce mi-am dorit mereu să se adauge în seria asta de Sims. Am jucat toate jocurile Sims, 1, 2, 3, chiar și 4, dar doar Sims 4 am jucat pe canalul meu de YouTube. Și mi-a plăcut foarte mult expansion pack-ul acesta City Living, pentru că poți să joci la bloc. Și din totdeauna mi-am dorit asta, mereu am jucat la casă, așa că am zis, bă, pe ăsta trebuie să-l cumpăr. L-am cumpărat cred că cu 2 săptămâni sau ceva și tot așteptam să se lanseze și nu înțelegeam de ce unii pot să-l joace de ieri sau de alaltăieri. M-am uitat la cine acum îl juca, era pentru că era din America și în US, adică în America s-a lansat cu o zi, cu o zi sau două mai devreme. Însă la noi s-a lansat astăzi și hai să aruncăm o privire peste el. Eu am zis să începem să facem o serie de Sims. Vom face câteva episoade, dacă vă place continuăm, dacă nu, nu. Avem aici caracterul meu, Raf. Nu mi-am făcut un caracter, am downloadat unul deja făcut și l-am modificat puțin pe bunul meu plac. Însă, dacă ne ducem noi la gallery, găsim aici vechiul meu caracter. Caracterul din seria precedentă sau atunci când am început seria de Sims 4. Arată cam ciudat, nu știu de ce l-am făcut așa. Lumea salută pe aici, sunt foarte multe comentarii la caracterul acesta. Aici sunt doar la, dacă dau click, multe. Ce faci, boss, șeful banilor? Vedeți ce descriere am pus, nu? În 2014, 11-a 3-a 2014 l-am aplaudat când făceam seria. Însă, am zis pur și simplu să aruncăm o privire, hai să vedem. Acesta este orașul adăugat cu blocuri. Vedeți tot felul de blocuri. M-am uitat puțin și avem pe district, adică în partea asta sunt apartamentele jmechere de oameni cu bani. Probabil vom ajunge și noi aici până la urmă. Acesta nu este un apartament, este doar, este împărțit pe jumătate, da? Deci ăsta este un apartament, ăsta este altul. Iar aici e scara blocului, să zicem așa. Super, nu avem bani să-l cumpărăm pentru că avem doar 20.000 de dolari. Așa, mai sunt apartamente. Ok. Astea sunt mai mici, dar au cu etaj și mai chiar arată destul de bine. Nici aici nu ne permitem să locuim, ne permitem aici. Cum se numește? Arts Quarter, ok. Home of the Humor and Hijinks Festival. În fine, mai avem câteva și pe aici, dar nu ni le pe... Oh, pe ăsta ni le permitem. Băi, dar mic e. E 8.000 de dolari. E prea mic. Ăsta tot 8.000. Stai, același? Da, sunt click pe altul. Uite, ăsta e 11.000. Aici stă deja cineva. 18.000. Ia, vreau să arunc și o privire. Păi doar atâta e? N-are etaj, n-are nimic, ha? Da. 8.000. Adică mă gândesc că nu mi-ar trebui ceva foarte mare dacă locuiesc singur, știi? Dar... eu mă uitasem inițial la ăsta, uitați aici. Stai, unde e? Uite la ăsta mă uitasem, eu 17.000. Dar nu mai rămânem cu bani să-l... 3-4? Deci, ia, hai să ne uităm puțin. Deci avem un pat aici... Încă unul aici. De ce am vrea noi apartamentul ăsta? Bine că îl și putem modifica, mă gândesc. Să luăm pe ăsta? Hai să luăm pe ăsta. Ia, mă mai uit odată la astea două să vedem. Două paturi, în două camere. Pare cam mic, știi, asta e faza. Și nici nu știu ce district e ăsta. Spice Market. A family neighborhood, famous for its spice festival. Un de ăsta de familie. Cred că ăsta mi-ar plăcea. Sau ăsta mi-ar plăcea. Am bucătărie, toaletă, camera mea. Cred că îmi place ăsta. Și 11.000 și mai rămânem și cu niște bani. Și după ce facem mai mulți bani ne mutăm. Nu e problemă. Aș vrea... pe uite, cred că dacă îl cumpăram pe ăsta... Da. Ia stai un pic. Deci dacă îl cumpăram pe ăsta... Furnished. Costă doar... A, e weekly rent, nu-l cumpărăm?
Doar îl închiriem? Ok, în fine. Hai să mergem în ăsta pentru că îmi place. Și e mic. Și nu, doar ăsta. Așa, e bine. Fără niște, adică să fie mobilat, sigur. Hai să ne mutăm aici și să vedem. Țineți minte, de la trecută l-aveam și pe Marius adăugat cu noi în... Wow, de ce am 8 frame-uri? Data trecută... Nu știu cât de tare e sunetul, o să modific imediat. Mamă, nu m-am mai jucat de mult timp Sims. Nici nu mai știu să joc. L-aveam și pe Marius cu noi. Și l-aveam și pe Justin Bieber. Nu știu de ce era Justin Bieber. Live mode is where your Sims eat, sleep, chat and live out their lives. Nu vreau. M-am jucat destul. Ok. Așa arată caracterul nostru. De ce merge așa prost? Așa nu merge nici Sims-ul? Cred că trebuie să învăl puțin la setări. Asta este... Boss, unde te duci, mă? Ce așa blurat? E ciudat. Haideți să ne uităm puțin să vedem cam ce adaugă nou acest update City Living sau acest expansion pack. Prima dată ne putem uita direct afară de pe gemuleț. Vedem oamenii, strada. Dacă nu mă înșel, putem să vedem și în ce alte blocuri. Nu sunt foarte sigur. Aici mai am eu un vecin. Ia, merge să văd? Nu cred că merge. Nu știu dacă locuiește cineva. Probabil că da, uite, pentru că poți să dai visit apartment. Oh, mă pot muta. Deci asta este un district, adică toate clădirile astea de aici. Așa că ce zic eu să facem este să... Asta al nostru se cam distrează. El cineva a făcut un televizor. Trebuie să ne cumpărăm alt televizor, băieți. Ideea e că... hai să mergem puțin la baie. Nu înțeleg ce se blurează, așa mă enervează. Ok, du-te la baie, boss. Bossulică. Îi scade sau îi crește bladder-ul și eu zic să mergem afară să vedem cam ce adaugă City Living, pentru că în casă trebuie să-i cumpărăm și noi un calculator, vedem, poate mai modificăm bucătăria, schimbăm masa, niște picturi pe geam, chestii, imagini, poate și baia o mai modificăm, dar va trebui să ne luăm un job ca să putem să ne angajăm și să facem ceva bani, corect? Ok, corect, hai să ieșim, plecăm de acasă. Ușile sunt invizibile ca să nu ne deranjeze. Având în vedere că m-am mutat de recent aici, avem doi vecini. Hai la vecinul, ia. Ok, visit apartment. Cum ne va vizitez apartamentul? De ce e gol? Vecine, ești acasă, boss? Gata, m-am intrat la vecinul, ca să ești nebun? O fi gol apartament? Sau nu mă lasă să intru, doar îl editez? What? Ce naiba? Oh! Trebuie să dai... ca să încarci apartamentul, înțeleg. Ok. A încărcat apartamentul. Eu uite, m-am uitat la vecinul în casă, doar așa. Nici nu ne cunoaștem. Vecine, m-am mutat și eu recent și aș vrea să alerg pe banda ta. Ia la o parte, mă. Te super dacă alergi pe banda ta de alergat? Alerg pe banda de alergat. E Rafael 2006. Uite-l, mă. Păi, ești nebun? Nici n-am făcut cunoștință cu vecinul. Ce-i mă, ăsta la Hagbar? Uite-l. Are floricele pe cap, ești nebun? Să uite la televizor. Bă, păi ce plasma are vecinul și ce am eu? Ia uite la vecinul, bă! Hai că am alergat destul pe ziua de azi. Am ars 20.000 de calorii. Credeam că e al vecin, dar e... Hai mă să mă pun pe canapea cu vecinul. Sit. Poți să dur la vecinul? Poți să mă schimb? Nu, vreau să stai un pic vecin. Gata. Sit. Suntem prieteni, nici nu ne salutăm. Gata, mă, friendly. Înțeleg, deci mai intri în casă la vecinul și apoi te saluți cu el. Ia. Hai, schimbă canalul că m-am plictisit. Hai să ne uităm la cooking channel. Hai să gătim cu vecinul. Uită-l, mă. Ce, în chineză, în ce? Nu m-am uitat cât de tare trebuie să dau jocul. Bă, de ce mă aud așa încet? Nu, am uitat să pornesc. God damn it. Am uitat să-mi pornesc un program să mă aud mai tare. E 10 dimineața, abia a început ziua. Deci eu nu zic să ne angajăm din primul episod. În primul episod zic să mă distrez așa puțin. Ok. Nu, goodbye. Mă duc să văd ce mai are vecinul prin casă. Are etaj? Ia să vedem. Bă, adevărul este că mi-e cam foame. Hai să vedem ce are vecinul în... Unde ne-am e bucătăria, mă? Aici. Bă, păi vecinul are apartament ca lumea.
Ce naiba e asta, o vază? Ha, ia stai și televizorul. A, ce nebuni sunt. Ia mă, ce are în frigider? Nimic. N-are nimic gătit deja, trebuie să gătesc eu. Hire staff. Have a brunch. Ce naiba la brunch? Fac niște ouă. Cu mâncarea vecinului. Păi așa se face. Intră la vecinul în casă și... Oh, uite oameni pe stradă. Ok. Ar mai rămâne să poți să cumperi mașina aia, nu mai fi mișto. Ok, hai să gătim repede. Caracterul nostru nu prea știe să gătească, deci dacă ia foc, bucătăria, aia e. E bucătăria vecinului, cam astea. Frumos. Fii atent că vine asta să mănânce. Ăștia plecau, m-au lăsat singur. Bă, nebunilor, mă țin cu ea la voi în casă. Bă, ăsta e un vecin prea amabil. Eu n-am vecini de ăștia. În viața reală, este un pic. Uite așa. Hai, mănâncă. Lasă mâncare așa că ești full deja. Lasă și vecinului o bucată de ou. Ok, hai să plecăm de aici. Ia un pic că s-au întors. Hai să ne luăm la revedere de la vecinul. Îl cheamă... Gossip. Calov, ia vine mă încoace. Raj Rasoia. Rasoia, treci încoa. Nu vrea să vină nebunul. Calov. Rasoia! Eee, atunci mă duc acasă. Gata. Ne vedem altă. Hai să cobor cu liftul. Go downstairs, da? Coborâm. Ce facem ăsta? Vorbește cu copiii. Ce e asta? Continue moral. Mă cer cu copilul ăsta. Ia-te-mă la o parte, că vreau să joc niște basket cu băieții. Shoot around. Fii atent că nu știu că poți să joci basket. Oh, ia la o parte băieți. Și... 20 puncte! Frumos! Ce pot să fac ea? Dream big, practice dribbling, dunks. Îmi plac dunk-urile, layup. Păi dar layup-ul nu e dunk. What? Ia, hai să-l vedem cum face. Stai mă, bagă un layup. Ia un pic ăsta, nu se mai oprește, ești nebun? Gata, acum. Și... vine... stai că n-are minge. Oh. Cred că poți să devii mai bun la basket? Ar fi mișto să poți să joci meciuri. Take shots, dunks, challenge. Ia că fac o provocare cu ăștia. Ce naiba e asta? Ok, să-l provoc pe ăsta. Nici măcar nu-l cunosc, nu știu cine e. Facem o provocare de basket. Bodybuilder. What? Ăsta e? By the wicks? Ce aruncă mă la aerul? A, doamne, bă, adevărul e că basket e... Alo. E vină cu coană încoace. Stai mă, dă-i click. Call over. Ia vină. Vină cu coa. A, a plecat. De ce naiba am 40 de frame-uri când sunt afară? Mi-a explicat și mie cineva ce se întâmplă cu jocul ăsta? Pentru că nu înțeleg. Eu o să așa îmbrăcată. Ia fii atent că ne cântă băiatul. Bagă una de jale. Tip, oh, îi dau un dolar. Ia de aici. Pff, aruncă banii frumos. Watch performance. Ok? Și dacă nu mă înșel, în fiecare district e câte ceva special. Ia uite-l, oh, mâinile în aer. A, doamne. Hai să vedem ce se mai află pe aici, dar nu știu, o, merge super ciudat. În 30, uite, acum am 60 de frame-uri, din eu aveam 30. Ok, oh, gata, nu te mai uita la nimic. Au închis magazinul, gata. Păi ce mai e, deja seara? Oh my god, deja s-a făcut 6 seara. Voiam și să mănânc ceva din orășel. Pot să mor? Use bathroom. Toaletă publică asta. Ah, înțeleg, și aici ce? Un poster. Am crezut că a intrat la femei. Baia femeilor. Ce ai, boss? Uncomfortable. De ce, mă, nu-ți place la baie în public? A fost dezgustător. Carefully peeling off a poster. Am furat. Uite, mă, vreau să mă prietenesc cu asta. Sau asta. Ce naiba e? De ce se duce și vorbește? Bă, bă, stai un pic. Eu stat. Vezi și noi de astea prin oraș. Ei, boss, e o statuie.
Să-i dau bani, nu vreau să sperii statuia aia. Cred că mi s-a blocat și jocul. Tease. Flirt. De ce n-ai mai flirtat cu o statuie? Ce naiba se întâmplă? A, trebuie să închid acțiunea asta, ok. Flash! Ce naiba se întâmplă? Și de ce sunt eu singurul care se uită la statuia asta? Nu e nimeni interesat de așa ceva? Ah, haide, ăsta încă mai aruncă la coș. Bă, lasă-mă. De câteva ore în continuu aruncă la coș. Vreau să dau un double clutch. Dar nu pot double clutch. Gata cu statuia, că nebunesc. Mai bagă un layup. Îmi place basketul, ești mechiar. Yeah, boy! Oh my god. Trebuie să mă uit după episodul acesta la setări. Nu prea înțeleg care-i jmecherii aici. Trebuie să fie o setare care chiar mănâncă. Ori trebuie să fie neapărat joc în full screen ca să meargă bine, ori nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Pentru că totul e pe high, very high și merge groaznic. Ok. Ce putem noi să mai facem? Acum că este în City Living, nu? Cred că trebuie să mai mergem să cunoaștem niște vecini pentru că se face seară și nu prea mai avem ce să facem în oraș. Așa că hai să mergem în blocul ăsta. Nu, hai să vizitez niște apartamente. Ăsta nu e ăla cu care am jucat basket? Nu cred. Uite-l pe ăsta bărbos, ăsta pare că are mulți bani. Mulți de tot. Nu stă nimeni aici. Hai la asta acasă. Ce mă? Nu, stai. Traveling with Raf and Friends, da. Zici că iau avionul să mă duc și e lângă mine blocul. E scara aia. How hot is too hot? Habar n-am. Ce părere aveți despre expansionul acesta? Pare destul de șmecher, nu știu, la bloc. Pare interesant. Aș vrea să-mi iau un job șmecher și după aia să... Bă, și mă totul lumea aici. Să-mi iau un job șmecher și să-mi cumpăr un apartament super tare. Ok, hai la... Iar indianul ăsta aici. De ce mai am luat pe ăștia cu mine? Ok, habar n-am. Care e apartamentul? Ăsta e apartamentul. Ia pleacă mă de aici. Ai drumul că am venit să vizitez niște prieteni. Gata. Zici că e un cod magic. Bad la ușă și... Ce mă asta? Habar n-am. Bad la ușă și am intrat în casă. E casa mea acum. Mă place n-a... Câta ursulețul. Rename. Îi dau nume la urs și nici nu e ursulețul meu. Jet. Jet îi dau. Au bebeluși? Eu pot să fiu bebeluș, nu? Ăștia n-au calculator în casă, mă, ce naiba? În ce secol trăim fără calculator în casă? Vreau să știu și eu. Totuși au un televizor șmecher. Mi-e cam foame, hai să gătim ceva. Au ăștia de mâncat. Ce mă, aia? Parfum? Stai-mă un pic. Nu vorbești cu nimeni. Zi ăstuia să plece, poți să... Hai, du-te, mă, deci nu vreau să mă îmbrățișez cu oameni necunoscuți. Fii atent că le fac și mâncare. Deci eu, practic, le-am spart ăstura casa. Ai, casa lui? De fapt, da, mă, că seamănă. De fapt... stai un pic. Îmi dădea să vizitez pe unul cu... Îl selectasem pe unul cu barbă? E, vecine, stai liniștit că-ți fac eu de mâncare. Nu mă lasă să-i fac de mâncare. This is inappropriate. Please stop. Nu mă lasă să-i fac mâncare. De ce, mă? Bă, lasă-mă, mă, să-ți fac mâncare. Adică îmi fac mie, da. Nu mă lasă să-i fac mâncare! Vreau să-l dau afară de la mine din casă, adică din casa lui. Ok, get to know. Hai să ne împrietenim vecini, da? Hai, suntem prieteni acum. Hai. Că suntem prieteni, lasă-mă să gătesc. Gata. Ia uite, fac și level la cooking. Vrei, mă, și tu? Prea târziu. A, și-a avut sandwich. Ha? Mănâncă, mă, n-are stres. Ia uite, e lucrat ăsta al meu. Eh, ăsta cine e, mă? A luat Akbar, a intrat la el în casă. Nu mi-am amintesc că ăsta să fie loc. Bă, da, mă, ăsta era ăla cu barbă. Ăsta e, mă, vecinul. Ce faci, boss? Dau să se miște timpul mai repede ca să vorbească ăștia. Să nu pierdem prea mult. Le mănânc mâncarea. Ce face, mă, ăsta? Bă, da, mult mănânc. Mi-e somn. Cred că trebuie să mă duc acasă. Poți să dorm în patul lor, oare? E fii atent că dorm la ăștia în pat.
Păi patul meu nu e prea confortabil, uite-l, mă, o, pătrățos, așa, băiatul. Gata! Păi ești nebun, doar la vecinul acasă, chiar în patul lui? Păi știu, pleca, mă, ăștia, ce le-a fac? Asta e foarte ciudat. Nu mi-aduc aminte ca în simțul normal să poți să dormi în casele altora. Adică să intri așa, fără să te accepte nimeni. Și de ce ne bau asta de bebeluș dacă nu doarme nimeni? Au plecat cu bebelușul noaptea pe afară. Cred că e timpul să mă întorc la mine acasă. Uh-oh. Opa. Ok, enough is enough. I'm going to have to ask you to leave now. Mă dau afară de la din casă. Bă, visam frumos. Visam niște fetițe pe acolo, ceva, și mă dai afară. Mă să fac jogging la 1 noaptea. Ok, aparent trebuie să plec. Browse web. Aia. Am înc... Dar aia de unde? Deci, aia a venit de afară, special să intre în casă, să mă dea pe mine? Totuși, afară. Adică, vine de afară să mă dea afară, înțelegi? Ce naiba? Și de ce ai ieșit ăsta în pijamale, mă? Schimbă-te! O, la costum, că sunt respectabil. Ok, de ce neba? Stai de la loc în casă? A, nu, a ieșit ăla. Hai, gata, lăsați vrăjeala. Hai acasă. Cum fac să mă duc acasă? Mi se pare că era... Bă, uite, aici. Exact. Era o iconiță, țineam minte. De fapt, am ținut minte. Nu știu la ce mai bat la ușă, pentru că eu oricum intru. Am venit, băi... O, la WC-ul! Mamaie, ce faci? A, voiam să intru peste ea când era la WC-ul. Păi uite, mă, ăștia au calculator, ăștia sunt oameni ca lumea. Ia-te, mă, la o parte să-mi verific e-mail-urile. Find a job. Ia să vedem ce job-uri. Ia-te, mă, la o parte. Deci intru peste ele în casă și îl dau afară de la calculator. E ca și cum voi ați intra peste mine în casă și m-ați dat afară. Ce monitor e, mă, ăsta? Holy moly, ce monitor mic. Oh, mă fac atlet, antrenor la sală. 10 milioane pe lună, ăla-i salariu. Elite. Cred că atlet vreau să mă fac. Nu știu. Vreau să lăsați voi în comentarii cam ceea ce slujba ați vrea să urmez. Eu mi-am pus la caracter... În momentul în care îți creezi un caracter, știți că îi alegi ce the dream job, da? Ce vrea el să devină și am ales atlet. Dar putem să alegem altceva dacă vreți. Dacă știți voi job șmecher, spuneți-mi în comentarii. Mie mi-ar plăcea atlet ăsta, dar nu știu, poate e unul mai șmecher. Dar recută mi-aduc aminte că am fost tech guru. Social media, habar n-am și asta. O, mă fac primar. Mă fac primar și fur banii statului, critic, criminal. Cum te-ai angajat ca criminal? Boss and Oracle? Sunt gangster, vine aia și mi-au cu limuzina de acasă. Îmi aduc aminte când mă jucam Sims 2 și era un expansion pe cu animale și puteai să îi găsești un job animalului tău și mi-aduc aminte că la un moment dat aveam o pisică care era actor. Deci pisica mea era actor. Deci nimeni din familie nu lucra, doar pisica. Deci pisica aducea toți banii din casă. Și venea și eu luau aia pisica cu limuzina și cu covorul roșu. Mi s-a părut super amuzant. Se ducea, știi, că venea mașina în fața casei și se urca limuzină, pisica, ești nebun. Aoleu, ok. Nu știu, poate îmi ziceți voi ce aș putea să mă angajez. Îmi merge prost jocul și nu înțeleg de ce. O să încerc să rezolv pentru episodul următor, dar până atunci sper că mă puteți ierta. Adică merge... Uite, acum 50 de frame-uri, adineori aveam 30. Oh, și au încă au lăsat mâncare pe masă. Ce acuzi frumos. Bă, mi-e cam somn. Claim? Și cu adică claim? Ce e patul meu? Ia du-te și dormi. Gata, mă. Mă... Bă, ce caută? Stai un pic. Ce caută ăsta? Și era și în partea elaltă. Ăsta mă urmărește cumva. Ăsta a intrat în celălalt apartament adineauri și stătea cu mine la masă. Mai țineți minte? Nu mă lasă să dorm la el în pat. Ok, poate patul e pentru tine. Mă pun pe canapea. Ce zici de asta? Hă? Ai frate, e canapea. Da, uite, pe canapea mă lasă să dorm. În patul lor nu mă lasă. Ok, știi ceva? Mă duc acasă. Hai, lăsăm vrăjeala. Mă duc direct acasă, go home. Nu vreau să le iau pe ăsta cu mine acasă. De ce ne-am luat pe ăla cu mine acasă? Nu știu ce naiba, mergem puține frame-uri. Cred că putem să ne distrăm în seria asta și facem tot felul de jmecherii. Dacă aveți sugestii, puteți să lăsați în comentarii și... de fapt, hai să mă culc.
Și ca idee, aș aprecia dacă ați lăsa un like la episodul acesta, adică dacă ați apăsat butonul de like pentru episodul acesta, pentru că este primul din seria noastră de Sims și chiar aș vrea să fac o serie, dar asta depinde doar de voi, dacă susțineți seria sau nu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!